echipa de scafandre a East Walt a executat ieri o misiune de căutare a doi bărbați necați în râul Olt, în localitatea Galicia, județul Vâlcea. Solicitarea a venit din partea ISU Vâlcea, iar la locul intervenției s-au deplasat trei scafandri olteni. Misiunea a durat mai bine de 9 ore, aceștia reușind să găsească trupurile neînsuflețite ale celor doi bărbați, cu vârste de aproximativ 60 și 30 de ani. Întreaga suflare a zonei Scornicești va sărbători vineri seara, administrația orșenească organizând cea de-a 23-a ediție a sărbătorii pâinii. Vor urca pe scenă Anda Adam, Ionuț și Doinuța Dolănescu, Olguța Berbec și Remus Novac, Cristina Giuvelescu, ansamblul folclorice locale, dar și talentatele soliste ale grupului vocal Mlădițele Oltului. Primăria Slatina a încasat până în prezent aproximativ 70% din bugetul prevăzut pentru anul 2017, potrivit Direcției de Venituri și Cheltuieli a primăriei. La impozitul pe clădire s-au înregistrat încasări de peste 80%, la impozitul pe teren peste 80%, iar la impozitul pe mijloace de transport peste 77%. De la persoanele juridice, primăria a încasat peste 60% din totalul impozitului pe clădiri, peste 65% din cel al impozitului pe teren și peste 70% la capitolul impozitului pe mijloace de transport. Slatina va găzdui mâine seară cel de-al doilea eveniment de modă, mai mulți designer prezentând ultimele ținute și colecții ale sezonului. Evenimentul Monden va fi găzduit de un local, show de modă, cuprinzând prezentări de modă, body painting, animație topless și muzică live. Asistenții medicali din Olt care doresc să lucreze pe bază de contract în afara granițelor țării au la dispoziție în această perioadă o ofertă din partea Marii Britanii. Englezii caută 10 asistenți medicali oferind salarii de 4.000 de lire pe lună, pe durata unui an. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, serviciul EURES, până pe data de 31 octombrie.